Informația momentului despre Putin. Dezvăluirea care a îngrozit planeta e o dovadă că. Informația momentului privind războiul din Ucraina. Un general australian care a analizat conflictul a spus ce are de gând să facă președintele Rusiei, Vladimir Putin. Micrean, un general australian în retragere care a urmărit îndeaproape războiul a declarat că traversarea Niprului de către forțele ucrainene ar fi o operațiune de anvergură și că armata rusă le-ar putea provoca pierderi semnificative. Putin se pregătește să-i facă pe militari țapii spășitori. Nu văd acest lucru pe termen scurt. Ucrainenii vor căuta probabil alte axe de înaintare pentru a elibera sudul. În plus, îi aduce pe ucraineni cu încă un pas mai aproape de recucerirea integrală a sudului. Capturarea Hersonului este, de asemenea, o operațiune importantă pentru o viitoare campanie de recucerire a crimei, subliniază generalul Rian. Deși anunțul retragerii a fost făcut de armată în seara zilei de 9 noiembrie, fără ca numele președintelui rus să fie pomenit, cedarea teritoriului este politică. Nu s-ar fi întâmplat acest lucru fără aprobarea lui Putin. Este o dovadă că Putin poate înțelege realitatea și poate lua decizii raționale. Dar, în același timp, este și o probă că Putin se pregătește să-i facă pe militari fi spășitori pentru dezastrul din Ucraina. Având în vedere timpul pe care rușii l-au avut la dispoziție pentru a pregăti această retragere, este posibil să nu lase în urmă atât de mult echipament și muniție precum au făcut-o în ofensiva de la Kharkov, mai spune Rian.